O supărare din dragoste a împins-o pe o adolescentă din Prahova să-și curme zilele. Fata, în vârstă de 18 ani, a fost găsită fără suflare în propria locuință. Decepțiile din dragoste fac tot mai multe victime în rândul tinerelor. De această dată, o adolescentă în vârstă de 18 ani din comuna prahoveană Vulcănești a ales să-și încheie viața într-un mod tragic, după ce ar fi avut o neînțelegere cu iubitul său. Aceasta a fost găsită fără suflare, iar descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl fetei. Bărbatul a fost nevoit să-și vadă propria fiică într-o asemenea ipostază la ei acasă, chiar la miezul nopții. Acesta a alertat la scurt timp autoritățile, iar la fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție și medici. După mai multe examinări, medicii legiști au declarat că asupra trupului fetei nu au fost găsite urme de violență. Acest fapt întărește ideea oamenilor legii că tânăra și-a luat de una singură zilele, mai ales că apropiații săi au povestit cum, înainte să recurgă la gestul extrem, s-ar fi certat la telefon cu iubitul său. Cu toate acestea, corpul neînsuflețit a fost ridicat și dus la necropsie pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții. În urma acestui incident, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a afla cum a recurs adolescenta la gestul necugetat. Acest caz cutremurător este unul dintre zecile care au loc în țara noastră. În urmă cu doar o săptămână, o altă tânără în vârstă de 18 ani din Suceava s-a sinucis într-un mod asemănător. Asta după ce ar fi avut o relație dominată de tensiuni și abuzuri cu șeful poliției locale. Ea a fost găsită în aceeași manieră în propria locuință de sora sa.